Bună ziua, bun venit la conferința de presă organizată de CSMC Ahlăul Piatra Neamț cu ocazia partidei pe care echipa noastră o joacă vineri de la ora 18 în campionat cu Unirea Dej. În fața dumneavoastră sunt antrenorul secund, antrenorul cu portarii Florin Anton, portarul Ștefan Crel și atacantul Azdren Lulacu. Domnule Anton, câteva considerații despre partida care urmează. Cum vedeți adversarul Unirea Dej, unul care n-a început foarte bine, dar care în sezonul precedent a fost o echipă importantă în Liga 2? Bună ziua, în primul rând. Cum să vedem un adversar ca toate celelalte? După cum vedeți, nu sunt echipe bune, echipe slabe, sunt echipe de moment, echipe de etapă. Nici ei nu se regăsesc la momentul ăsta. Au doar 7 puncte, au probleme și interne, au avut și emulație de jucători. Anul ăsta e un meș ca oricare altul pe care să-l tratăm cu seriozitate și cu siguranță vrem să-l câștigăm. S-a schimbat mult lotul Unirii Dej față de sezonul precedent? A rămas un nucleu de jucători acolo, s-a schimbat antrenorul în primul rând, un antrenor nou, un antrenor tânăr pe care îl cunosc, știu că e dedicat meseriei. Deocamdată nici el nu găsește, probabil, formula cea bună. Spuneați că echipul, că și Unirea Dej nu se regăsește și că au și ei probleme. Această comparație, ce vrea să însemne? Că nu se regăsește nici echipa cea bună? Nu neapărat. Și noi, deocamdată, prin emulația de jucători care a apărut, și noi încă nu găsim formula poate perfectă. Poate am găsit-o doar pentru moment. Problemele și la noi, care au fost cu accidentări, cu... Și comparația cu problemele interne? Există probleme interne în club? La noi nu sunt probleme interne. Doar deocamdată încă nu s-a găsit poate formula perfectă. Pentru atacant, când vei repeta prestația de la meciul amical cu Boliaș? Bună ziua, în primul rând. Eu în fiecare meci încerc să-mi ajut echipa cum pot. Normal că pentru un atacant, când dai goluri, e cel mai bun ajutor. Sper să vin și sincer și eu aștept goluri, pentru că îți dă încredere, îți dă un pic de liniște interior și îți dă mai multă capacitate după aia. Nu trebuie să mă stresez foarte mult, nu trebuie să mă gândesc foarte mult. Golul va veni cu munca și cu toate astea, golul vine de la sine. Dar... Să înțeleg că tu dai golul doar Gigante? Nu, am dat și în Liga a doua, dar... Na, important e în primul rând să apreciam meciul cu Unirea Dej cum trebuie, pentru că am pierdut niște puncte pe drum pe care nu trebuia să le pierdem. Avem vreo 2-3 puncte în minus în față ce trebuia să avem. Și meciul de vineri va fi foarte, foarte important pentru noi, pentru intrarea în play-off. A reușit să creeze o coeziune în echipă, pentru că, spunea și domnul antrenor, au venit foarte mulți jucători noi și e greu cu acomodarea, și barierele lingvistice, și barierele de școli de fotbal, de unde vine fiecare jucător. Da, sunt jucători care vin și de departe, nu e foarte ușor acomodarea. Limba, în primul rând, pentru că e greu să te înțelegi. Dar nu, în fotbal există doar o limbă și acolo când intri pe teren ar trebui să știi deja tot ce trebuie. E normal că suntem, nu știu câți jucători noi, nu ne cunoaștem foarte bine, dar asta trebuie să rezolve cât mai repede, pentru că avem nevoie de puncte și să intrăm din nou în play-off. Florin, săptămâna trecută a fost una dificilă pentru Ceahlău din punct de vedere sportiv. Adică rezultatele n-au fost cele așteptate sau cele dorite de marea majoritate a suporterilor.
Cum ați trecut peste aceste zile? Au fost discuții, au fost, eu știu, întâlniri, ședințe cu băieții? Discuții au fost, știți cum e la fotbal. La fotbal este bine pentru că imediat trebuie să treci peste meciul care a fost. Asta este un lucru împucurător. Este clar că suntem frustrați, cu atât mai mult pentru că am primit gol în minute de prelungiri, pe final de meci. Încercăm să remediem lucrul ăsta, încercăm să lucrăm la chestia asta. Probabil e o chestie mentală, nu cred că este din punct de vedere fizic. Poate dorindu-ne foarte mult să câștigăm, chiar am făcut un pas greșit sau chiar n-am luat o decizie bună pe fază defensivă. Ștefan, cât de greu este să primești două goluri așa pe final de meci pentru tine ca portar, ca stare, eu știu, psihică? Da, facem în România. Speaking English. Foarte greu, facem gol. Asta e în fotbal și ne vedem acum. Am fost două goluri ultima minută. Avem două șoc și după pauză. Asta e important, e acum reacția. Pentru mine, la poarta asta e... Faci muncă, ce facem? Asta situație. Tot echipa, nu singur pe ta. Facem cum familie, facem reacția acum și după ne vedem. Crezi că poate echipa să reacționeze și să câștigăm în următoarele două meciuri, de exemplu? Ai încredere? Da. Am vorbit mult cu jucători, fundaș și central, mijlocaș. Și în ultima două joc, astea am fost singură mentalitate, știi? Și atitudine. Asta e important în Liga 2. Nu există un simplu meci. Am văzut Tunare Csíkszereda, Tunare joc 1 seara acasă. Și noi acum acasă Unirea Dej. E nu simplu la Liga 2 română. Avem 19 șoc și meci șoc pe șoc, înțeles? Da. Și facem gol la ultima minut, 90 de minute, asta în fotbal, e normal. Și ne vedem acum, facem mai mult, mai puternic, mai mult agresivitate și mai mult comunicare la terenul. Asta e pentru mine foarte important. Și după ne vedem rezultate. Cât de important sunt spectatori? Și ce așteptări aveți de la spectatori acum meciul de fine? Pentru fotbalist, spectatori sunt foarte importanți. Te ajută foarte mult, te motivează foarte mult. Și normal să te duci să sărbătorești împreună cu ei cel mai frumos sentiment. Atât. E normal, pentru că ne bucurăm cu toți atunci și spectatorii se bucură și noi ne bucurăm. Ei sunt un al 12-lea jucător, cum ar veni. Sunt cei care ne împing de la spate. Sincer, readuc aminte meciul final la care am disputat-o, ce suport ne-au dat și cum ne-au ajutat și cum ne-au împins de la spate și ne-au dat încredere și putere până la urmă. Respect tot la supărată. A fost la Vitor Pânturi, Targu Jura, K7, am văzut acolo și acolo Metal Globus. E pentru portare foarte importante asta. Și acum vineri, supărată la stadion. Să vine, da. Asta e frumos, aici nu aveți. Și pentru club foarte important, foarte frumos. Pentru jucător, da. Înțeles, jucător, nu tot echipa, ce importante asta e, suportă. Ce cel mai mare club asta e, în România. Și facem rezultate bune și mai suportă la stadion și... Pronostic pentru meciul de mine. Întotdeauna întreb, știu că nu se treabă, dar eu... Pronostic. Există un singur pronostic. Pentru noi există doar victorie. Meci de meci, tot. Numai lucrul ăsta avem în cap. Lulu, tu ai avut meciuri și la nivel internațional și la nivel național la Liga 1. Revenind la discuția despre spectatori.
A fost acel meci cu Reșița care ne-a adus și victoria, au fost și celelalte meciuri, dar în special cel cu Târgoviște, în care poate aportul spectatorilor n-a fost același. Transmite-le un mesaj, transmite și din partea ta personal sau din partea echipei, dacă tu consideri necesar. Nu, din partea echipei cu siguranță, pentru că sunt sigur că gândesc și ei la fel ca mine. Cred că, cum am zis și mai înainte, pentru un fotbalist să vezi stadionul plin îți dă o motivație în plus și alergi mult mai liniștit, mult mai concentrat, exact, mult mai ușor. Avem nevoie de suporteri, avem nevoie de toată lumea să vină la stadion și să ne bucurăm împreună la finalul partidei. Florin, având în vedere ultimele două rezultate, dacă sunt posibile schimbări la nivelul titularilor, la nivelul lotului, dacă avem absenți pentru meciul cu Unirea Dești? La momentul ăsta nu avem absenți. Majoritatea jucătorilor sunt 100%. Schimbări poate să apară oricând, pentru că mai sunt două zile până la ora jocului. Sperăm să găsim, domn profesor să găsească până la urmă, împreună cu noi, să găsim echipa de succes. Mulțumim frumos! Sănătate și succes! Doamne ajută!